Predicții sumbre din partea micilor fermieri pentru viitorul agriculturii românești. Deși la nivel declarativ oficialii spun că susțin tinerii să facă agricultură, fermierii spun că realitatea din teren este cu totul alta. În primul rând, agricultorii nu se simt protejați în războiul concurențial cu omologii din țările Uniunii, dar, din păcate, și în conflictul care a apărut între micii și mari fermieri. Pe de altă parte, oamenii din industrie sunt de părere că formele de învățământ mediu dedicat agriculturii nu beneficiază de interesul cuvenit din partea autorităților, de fonduri, de campanii care să le spună copiilor și părinților lor despre oportunitățile și beneficiile specializării în domeniile agricole. Toate detaliile despre aceste delicate subiecte care, din păcate, sunt ocolite, le găsiți dacă intrați pe site-ul nostru agrominustv.ro De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.